Internaționalul român Adriana Ciobăniței a semnat în această vară un contract pe un an cu SKRA Tău. Polonezii au un palmares 9 titluri de campioană, 7 cupe ale Poloniei și patru supercupe. În ultimul sezon, voleibalistul Fălticenean a câștigat titlul de vicecampion al Franței cu Șomu. După 2 ani la un club atât de profesionist, vreau să vă mulțumesc pentru experiența uimitoare petrecută împreună. O să-mi fie dor de voi, a transmis Adriana Ciobăniței pe pagina de Facebook. Desemnat cel mai bun voleibalist român în 2020 și 2022, Adriana Ciobăniței a început voleiul la Clubul Sportiv Școlar Nicu Gane Fălticeni, avându-l ca antrenor pe profesorul Ionel Ciocan. De la Fălticeni a plecat la Botoșani, apoi a ajuns la echipa de primă ligă Tomis Constanța, dar și la lotul național de volei. Cariera internațională și-a început în Germania, câștigând Cupa și Supercupa cu Friedrich Schaffen. A Ciobăniței mai are în CV un titlu de al franței în 2021 cu Can, a Franței, Supercupa Franței și un titlu de vicecampion al Franței cu Chaumont.